Bun găsit, dragii noștri, la o primă ediție a emisiunii Noi Decidem Parlamentarii la CNS, televiziunea de suflet a dumneavoastră, de atâția și atâția ani. Și astăzi le spunem bun venit în fața dumneavoastră domnului primar Leonard Achiriloae. Bine v-am găsit, îi salut și pe cei care ne urmăresc. Și domnului dr. Ciprian Meriuță, să facem corecțiile necesare. Bine ați venit! Bine v-am găsit și transmit și eu toate gândurile bune privitorilor dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ați acceptat prezența în această emisiune. Dragii noștri, sunt cu siguranță multe probleme de discutat, mai ales în această perioadă. Venim după o serie de alegeri, alegerile locale, în urma cărora a fost desemnat primar de către dumneavoastră, domnul Leonard Achiriloae, și acum se apropie alegerile parlamentare, mai precis scrutinul de pe 6 decembrie. Campania electorală a început în mod oficial, așa că să propunem ca principală temă de discuție evoluția romanului, pentru că asta ne interesează în primul rând în acest an, prin prisma numeroaselor schimbări care s-au produs, atât urmarea contextului general cauzat de pandemie, cât și în ceea ce privește situația administrativă, să spunem așa, cu între ghilimelele de rigoare instaurarea noii așa, conduceri. Aveți dreptate, suntem într-o etapă de campanie, s-a deschis etapa de campanie pentru alegerile parlamentare. Totodată avem această pandemie care e, să zicem, în ascensiune și demersurile în acest sens apar permanent, tocmai pentru a stopa și a limita răspândirea. Nu este un moment tocmai simplu nici pentru autoritățile locale, nici pentru autoritățile guvernamentale, dar cred eu că toți avem responsabilitatea ca autorități locale, ca cetățeni, să sprijinim toate demersurile care se pot face în limitarea răspândirea acestei pandemii și, într-adevăr, știți cu toții că și în aceste zile au fost niște decizii care au trebuit puse în aplicare. În roman, activitățile în zona piețelor, că aici a fost, se desfășoară în condiții aproape normale, doar cu excepția zonei din Piața Mică a municipiului Roman, unde a fost absolut necesară scoaterea în exterior a celor câteva tarabe a persoanelor fizice sau persoane fizice autorizate care își desfășoară activitatea, tocmai pentru a respecta aceste reglementări stabilite. Credem că într-o etapă imediat următoare se vor stabili și alte reglementări care vor intra în vigoare, pentru că va fi o perioadă rece și cred eu că trebuie să avem în vedere mai clar modul acesta de organizare, dar așteptăm noi reglementări. Deocamdată încercăm să desfășurăm activitate normal. Revenind la activitate politică, să-i spunem, după alegerile locale care au stabilit primarul și configurația Consiliului Local, mai sunt câteva demersuri de urmat și cred în cursul acestei săptămâni va fi definitivată lista cu supleanții care vor intra în Consiliul Local, tocmai pentru a avea mai departe posibilitatea de a intra în activitatea propriu-zisă de legiferare. Totodată, la nivelul primăriei, ne-am ocupat și cu organizarea premergătoare a alegerilor, cu panotaje, cu activitatea specifică de numerotare și de comunicare a informațiilor publice în acest sens și credem noi că lucrurile se desfășoară într-un mod normal. Nu a fost, cu siguranță, prima campanie electorală în care ați fost implicat. Cum ați resimțit dumneavoastră ca și candidat această presiune a pandemiei? Și mă refer aici inclusiv la discuțiile cu, sigur, cu cetățenii. Așa este. Pentru că acolo oricine este cel mai expus. Fiindcă este o perioadă de restricție,
nu mai ai la disponibilitate, nu mai disponibile toată gama de activități politice, mă refer aici la activități de amploare în care puteai intra în contact cu alegătorii pentru a face anumite activități și de promovare. Dar ne-am pliat și împreună, iată, acum cu colegii noștri și care sunt pe lista de candidați pentru Parlamentul României, ne organizăm și avem activități adecvate pentru a ne face cunoscută echipa și pentru a ne face cunoscut programul nostru care venim în fața alegătorilor. Și mă bucur că astăzi alături de mine am un tânăr deosebit din Roman care face parte din propunerea noastră pentru lista Camerei Deputaților, un tânăr care despre care aș spune că a reușit atât în plan personal cât și în plan profesional, are o familie frumoasă, 3 fetițe deosebite și de peste 10 ani profesează ca medic dentist, iar în Roman a reușit să creeze, aș spune, chiar o afacere, o clinică de succes cunoscută și apreciată. Asta înseamnă calitate, asta înseamnă implicare și profesionalism. Mă bucur că astăzi face parte din lista noastră și, sigur, pe perioada campaniei va prezenta și anumite proiecte pe care le are în vedere și pe care dorește să le inițieze alături de parlamentari mai experimentați, ca să zicem așa, cum ar fi domnul deputat Leoreanu, domnul Cosmanciuc, domnul Țapu, care au în palmaresul lor o activitate politică bogată, dar cred eu că tinerețea, profesionalismul va aduce un plus pe lista de parlamentari și astfel romașcanii, nemțenii, vor căpăta încredere și vor aprecia o echipă PNL profesionistă, o echipă PNL care poate schimba fața Romanului, a neamțului și a țării, așa cum am zis, ne propunem să dezvoltăm România, ne propunem să dezvoltăm țara, ne propunem să dezvoltăm Romanul. Vreau să-l întreb chiar pe domnul doctor Meriuță, referitor la decizia de a se implica în politică. Dumneavoastră sunteți cu siguranță o persoană care lucrează cu omul, chiar foarte, foarte aproape și asupra lui, să spunem așa. Care au fost considerentele care v-au determinat să începeți această activitate pe cale politică și de ce PNL? Da, mulțumesc de întrebare. Lăsând modestia la o parte, vă pot spune în felul următor. Încă de mic, nu știu, am avut probabil din familie treaba asta, mi-a plăcut să fiu lider al grupurilor din care făceam parte. Am fost șef de clasă în timpul școlii generale și la liceu. Am fost responsabil profesional de an în facultate, am fost membru în Senatul Universității și în Consiliul Profesoral al Facultății de Medicină Dentară de la Iași. Am ajuns în Roman și am fost, zic eu, alături de soția mea, pionul principal pentru construcția clinicii pe care o administrăm astăzi și întotdeauna mi-am dorit să fac pasul către politică. Când stăteam așa și mă gândeam în trecut la acest pas pe care voiam să-l fac, mă gândeam poate la vârsta de 38-40 de ani. Dar iată că scopurile mele, atât cele personale cât și cele profesionale, s-au realizat și s-au realizat mai mult decât îmi propusesem eu. Le-am realizat alături de soția mea, da. Noi am lucrat foarte profesionist, zic eu, încă de la început și am reușit să ne atingem aceste scopuri, ba chiar să le depășim într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Și atunci, anul acesta, când mi-a fost făcută o propunere din partea domnului deputat Leoreanu, căruia îi mulțumesc pentru această propunere, nu am ezitat și am dat răspunsul pe loc, pentru că reprezintă, de ce nu, un pas foarte important pentru mine și e un pas făcut într-un mod foarte frumos de a candida pe listele de parlamentare ca și inițiere în viața mea politică, să spunem. În ceea ce privește, să spunem, liberalismul, este curentul dumneavoastră de suflet sau
eu știu, sunteți un om liberal, de fapt, despre asta este vorba. Sunt cu siguranță un om liberal și profesia pe care eu practic este una liberală 100%, da? Principiile Partidului Liberal sunt principii care mă definesc și pe mine ca persoană, cred foarte mult în ele și sunt sigur că Partidul Național Liberal este cel care trebuie să guverneze în România nu neapărat următorii 4 ani, dar mulți ani de acum înainte. Da, campania electorală de abia a început. Cum vă gândiți sau cum ați stabilit deja să o abordați? Care vor fi acțiunile dumneavoastră în perioada următoare? Strategiile sunt făcute la Piatra Neamț de către întreaga echipă a Partidului Național Liberal. Le discutăm de la o săptămână la alta. Strategia pentru săptămâna asta este una simplă, pentru că este ca început de campanie. Am avut o conferință de presă pentru acest început de campanie la Piatra Neamț. Avem emisiuni televizate în teritoriu, cum este și cea de astăzi, iar reprezentanții noștri de la București, domnul deputat Leureanu, are și intervenții la nivelul televiziunilor naționale. Da. Efectiv, romașcanii când vă vor putea cunoaște și față în față? Nu doar prin intermediul televizorului sau, eu știu, în mijloacelor de publicitate electorală. Eu zic că mare parte din romașcani, zic eu mare parte pentru că e un procent considerabil, deja mă cunosc din activitatea profesională pe care o desfășor de atâția ani în Roman. Sunt deschis întâlnirilor, doar că perioada aceasta este puțin mai grea, tocmai din cauza pandemiei pe care o resimțim cu toții. Va fi o campanie electorală puțin atipică, aș putea spune, cea pentru alegerile parlamentare din decembrie. Având în vedere că sunteți nou în această postură, să zicem așa, sunteți pregătit pentru eventuale atacuri din partea contracandidaților politici? Pentru că este știut că se practică și asemenea lovituri sub centură, să zicem. Da, eu sunt o persoană mai sufletistă așa de fel. Și le puneți la inimă. Da, le pun la inimă. Câteodată mi s-a spus că poate nu e bine să faci pasul ăsta pentru că le pui așa de tare la suflet, dar știți cum, consider că sunt atât de curat și sufletește și din toate punctele de vedere, încât atacurile nu prea ar avea niciun fond sau nicio bază să existe. Că mai apar persoane care spun, domnule, dacă ești medic, de ce nu stai să faci medicină și vrei să intri în politică? Astea sunt uzuale, dar aș putea să vin să răspund astfel, la astfel de mesaje în felul următor. Eu m-am pregătit toată viața pentru a face acest pas și consider că am ajuns la vârsta și la maturitatea când pot face acest pas și o pot face bine. Întrebarea este alegătorii ce își doresc. Oameni cu experiență, oameni care pot dezvolta România sau poate că își doresc oameni care au trecutul așa mai incert. Da, din punctul acesta de vedere, cărui public, să zicem, cărei categorii de vârstă a votanților vă adresați în special? Celor mai tineri, celor de vârstă medie? Deci eu nu am o categorie de vârstă la care adică mă adresez. O persoană tânără vine cu... Da, nu. Eu zic că pot discuta absolut cu toată lumea, indiferent de vârstă, de statut social sau profesional. Sunt foarte multe lucruri care îmi trec acum prin minte vorbind cu dumneavoastră și dacă vreți putem lua în temă pensiile, că tot au fost la un moment dat discutate. Eu am părinții pensionari și într-adevăr se bucură de fiecare creștere când ea apare. Știți că anul acesta guvernul PNL a crescut punctul de pensie cu 14%, de la 1265 la 1422 de lei. Este cea mai mare creștere a punctului de pensie din 1989 încoace. Dar dacă stăm puțin să ne gândim, pentru că mie îmi place așa să-mi fac calculele în momentul când port o discuție, eu vreau să știu unde sunt astăzi, unde am fost și unde vreau să ajung. Sistemul acesta de pensii există în lume undeva de 80-90 de ani. El a fost conceput pentru a ajuta persoanele în momentul când ajung la o anumită vârstă. Dar este foarte
e foarte faină discuția la modul că aceste pensii se acordau la început persoanelor care ajungeau să depășească cu 2 ani vârsta medie de viață. De viață, da. În anul 2020, dacă stăm de vorbă, putem să spunem că media de viață datorită tehnologiei, datorită medicinii care a avansat atât de mult, speranța a crescut. Speranța de viață a crescut foarte mult. Și atunci pensiile împovărează câteodată un guvern. Ceea ce a făcut PSD-ul, că a venit și a majorat cu 40% prin proiect legislativ pensiile, ei au făcut-o mai mult poate populist, da? Știind că sunt pe pragul de a pierde guvernarea și obligându-i practic pe cei din PNL care veneau să preia guvernarea să ia această lege și să o pună în practică. Dar trebuie discutat foarte clar. Ce putem face noi în situația pandemiei, când și așa guvernul a venit și a plătit indemnizații pentru persoanele aflate în șomaj? A venit și a crescut cu aceste 14% pensiile. Eu zic că banii au fost distribuiți cât de cât uniform, în așa fel încât marea masă a oamenilor din România să poată să supraviețuiască normal. Despre voința politică se poate discuta foarte, foarte mult și este și o perioadă în care toată lumea are bune intenții. Asta este foarte clar. Ideea este alta. De unde sunt luați acești bani? Nu cred că ar exista cineva care să nu vrea să le dea. Ceea ce a spus colegul și prietenul meu, Ciprian Miriuță, cu faptul că nu vrem să mai fie acte normative sau demersuri legislative populiste care nu au acoperire în bugetul național, bugetul județean, buget local, cum vrem să o luăm. Că astfel de majorări cu 40% care nu sunt sustenabile și pot împovăra sau dezechilibra o națiune, nu sunt ce. Deci toți trebuie să fim raționali când luăm astfel de decizii și tocmai faptul că s-a putut face această majorare istorică, cum îi spuneam, și nu numai, s-au plătit concedii medicale restante de ani de zile în această perioadă foarte grea în care știți că guvernul a alocat sume importante pentru limitarea pandemiei. Cred că datoria noastră este să susținem demersurile raționale și corecte pentru țară și mă bucur că aici echipa PNL are în cadrul ei un astfel de tânăr care este bine pregătit, ambițios și corect, dornic de a face lucruri bune și corecte pentru țară. Astfel de atitudine trebuie să susținem, pentru că altfel nu ne putem face datoria noastră de cetățeni. Pentru a putea fi corecți față de țară, trebuie să susținem oameni cu atitudini corecte, cu viziuni de dezvoltare. De aceea credem că în perioada următoare viziunea noastră este de a putea investi în dezvoltare, de a crea plus valoare pentru a putea dezvolta România, nu de a crea acte normative care să împovăreze mai mult bugetul național. Și cred eu că alături de domnul Ciprian Mereuță, alături de domnul deputat Leoreanu, de domnul Mugur Cosmanciuc, domnul Țapu, oameni cu experiență și care și-au dovedit buna credință, cred eu că vom câștiga încrederea electoratului și vor veni alături de o echipă profesionistă care își dorește să dezvolte. Chiar aș ruga să poate dumneavoastră sau alți colegi din televiziune dacă ar face un exercițiu să vadă care echipă și ce a făcut într-un mandat anterior, vom putea vedea cu ușurință care sunt demersurile și inițiativele făcute de parlamentarii liberali în detrimentul celorlalte și atunci cred eu că cu atât mai mult putem spune că echipa noastră este o echipă care vrea să construiască și nu să construiască pe termen lung, ci vrea să facă o construcție solidă care să fie în interesul României și pentru dezvoltarea țării. Ce vreau să-l mai întreb pe domnul doctor Meriuța. Care este opinia dumneavoastră despre campania electorală dusă în mediul online? Este clar că în prezent, mai ales pe rețelele de socializare, să nu mai spunem de celelalte site-uri, sunt propagate tot felul de informații contradictorii. Oamenii în prezent nu stau să se informeze din mai multe surse. Și din păcate. Din păcate. Sau din surse
credibile. Autorizate, să spunem. Dumneavoastră v-ați confruntat sau credeți că vă veți confrunta cu asemenea situații în care să fiți puși și dumneavoastră ca și candidat și echipa și Partidul Național Liberal în situația de a răspunde unor provocări aruncate așa în neant pentru cine este dispus să le vadă. Mai o mică intervenție până. Dacă ați observat și în campania locală, dar și în campania aceasta, noi vom avea o atitudine constructivă. Am evitat atacurile, am evitat abordări care să aducă atingere persoanelor sau a anumitor idei. De aceea credem noi că aceasta este linia corectă, o atitudine normală, civilizată, fără atacuri, fără lucruri care se... Într-adevăr, în mediul online e un mediu propice dezvoltării unor astfel de atacuri. Dar eu cred că trebuie să trecem și să ridicăm ștacheta de abordare, de analiză și de discuție într-o astfel de zonă. Sigur, domnule Măriuță, aveți un proiect sau mai multe proiecte așa de suflet pentru romani, pentru neamți, pe care le vedeți materializate în perioada viitoare, indiferent dacă dumneavoastră personal veți ajunge sau nu în Parlament? Da, eu îmi doresc foarte mult să discutăm despre sănătate, pentru că este domeniul în care eu profesez și ceea ce îmi doresc eu de la viitorul guvern este să schimbe legislația în ceea ce privește rezidențiatul, examenul de rezidențiat și tot ceea ce urmează ca și pregătire pentru medici rezidenți. De ce îmi doresc acest lucru? Pentru că am trecut prin acest examen, am trecut prin specializarea pe care am urmat-o și mi-am dat seama de foarte multe hibe pe care sistemul le are din acest punct de vedere. Au trecut poate câteva luni sau un an de zile de când i-am înmânat domnului deputat Leoreanu o scrisoare adresată domnului ministru de atunci Costache, ministru al Sănătății, prin care îi aduceam la cunoștință câteva idei pe care eu le aveam în ceea ce privește acest lucru, rezidențiatul. Au fost idei care au fost preluate de guvernare și eu m-am bucurat foarte mult de acest lucru. Și da, în continuare îmi doresc să vin cu și mai multe idei pentru a îmbunătăți sistemul medical, pentru ca oamenii să poată beneficia de un act medical corect și să poată spune la un moment dat că da, domnule, mă simt sigur din punctul acesta de vedere în România. Sunt idei de ale dumneavoastră pe care le-ați transmis domnului primar Achiriloae referitor la oraș strict. Eu am zis și în campanie și nu m-am dezis nici la preluarea mandatului că una din priorități este sănătatea. De aceea cred eu că acest parteneriat va fi unul constructiv pentru romani, atât din punct de vedere a ceea ce înseamnă inițiative legislative în domeniul sănătății pe care le poate propune un parlamentar, cât și în demersuri organizatorice și investiționale pe care le face, poate face primăria municipiului Roman. Cred eu că un parteneriat este corect și în folosul omului, al pacientului, trebuie să fie cel care să stea la baza funcționării și în Roman a sistemului de sănătate, pentru ca romașcanii să aibă servicii de bună calitate, să aibă profesioniști și noi suntem datori să creăm acest lucru în municipiul Roman. Da, mai sunt foarte puține momente până la finalul acestei emisiuni, una în care s-au discutat lucruri interesante, zicem noi. Să lăsăm pe domnul doctor să vă transmită câteva gânduri, câteva idei acum spre final. Da, chiar dacă este la început de campanie electorală, eu îmi doresc foarte mult ca dumneavoastră, privitorii acestui post de televiziune, să cântăriți foarte bine în balanță ceea ce veți face pe data de 6 decembrie. Îmi doresc foarte mult să mergeți la vot, să votați o echipă competentă, să votați o echipă pentru dezvoltare, să votați o echipă din care face parte domnul deputat Leoreanu, cel care ne-a dovedit, nu-i așa, de foarte multe ori că se bate cu pumnul în piept pentru romani și pentru romașcani. Vă mulțumim și noi mulțumim pentru invitație. Și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.